Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și curea și în vecii vecilor. Pace Domnului să ne rugăm. Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor, Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă în trânsa Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru înalt preasfinții, primatul episcopul nostru Teodosie al Tomisului, pentru cinstita preoțime și cea pentru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm. Pentru poporul român drept credincios de pe pretutindeni, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfântele cașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc între însele Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru bună întocmirea văzduhului, pentru belșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și mânia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe preasfânta, curata, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Acum și purrea și în vecii vecilor. Amin.
vecilor. Cine și prin cor acestei rugăciuni, cei ce și la noi și la noi, care se umesc în părăția ta, Doamne, mântuiește!
Încă și mulțime de preoți se supuneau credinței. Pace ție celui ce ai citit. Și uita, aleluia, aleluia, aleluia. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, citire. Sfetnic cu bun nume, care aștepta și el împărăția lui Dumnezeu, și îndrăznind a intrat la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. Iar Pilat s-a mirat că Iisus a murit așa curând. Și chemând pe sutaș, l-a întrebat dacă a murit de mult. Și aflând de la sutaș, Pilat a dăruit lui Iosif trupul mort. Atunci Iosif, cumpărând giulgiu de lini și pogorând pe Iisus de pe cruce, l-a înfășurat în giulgiu și l-a pus într-un mormânt care era săpat în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră la ușa mormântului. Iar Maria Magdalena și Maria, mama lui Iosie, priveau unde l-au pus. Iar după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena și Maria, mama lui Iacob și Salomea au cumpărat miresme ca să meargă să ungă trupul lui Iisus. Și dis de dimineață, în prima zi a săptămânii, pe când răsărea soarele, au venit la mormânt zicând una către alta: cine va prăvăli nouă piatra de la ușa mormântului? Dar ridicându-și ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese răsturnată. Și intrând în mormânt, au văzut un tânăr șezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veșmânt alb, și s-au spământat. El însă le-a zis: nu vă spământați, căutați pe Iisus Nazarineanul cel răstignit, a înviat, nu este aici. Iată locul unde fusese așezat. Și duceți-vă de spuneți ucenicilor lui și lui Petru că el merge în Galileea mai înainte de voi. Acolo îl veți vedea după cum v-a zis vouă. Dar ele, ieșind din mormânt, au fugit de acolo, căci erau cuprinse de cutremur și de spaimă. Și n-au spus nimănui nimic, căci se temeau. Mările ție, Doamne, să zicem: Doamne, tu Stăpânitorule Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne, ție auzi-ne și ne miluiește. Doamne, rugăm-ne, ție auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
moartea sfârșitul arhiepiscopul nostru Teodosie al Tomisului și pentru toți cei cu Hristos, frații noștri. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, și mântuirea frații noștri. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. În care rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții Ticurei Sfânt, lăcașului acestuia și pentru toți și mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri, drept mântuitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni. Mântuirea, cercetarea și lăsarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, Enonia și Hitori și binefăcătorii Sfânt Lăcașului acestuia. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Și fac bine sfânta și de tot ce este biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare și multă milă. Doamne, miluiește! Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Rugați-vă cei chemați Domnului. Cei credincioși, pentru cei chemați, să rugăm ca Domnul să-i miluiască pe dânsii. Doamne, miluiește! Să învețe pe dânsii cuvântul adevărului. Doamne, miluiește! Să ne descopere lor Evanghelia dreptății. Doamne, miluiește! Mântuiește, apără și păzește pe dânsii Dumnezeule cu harul tău. Doamne, miluiește! Cei capetele voastre Domnului să le plecați. Ține, Doamne! Ca și aceștia
Biserica, împreună cu noi să slăvească prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sunteți chemați ieșiți, cei chemați ieșiți, cât sunteți chemați ieșiți, ca nimeni de cei chemați să nu rămână, cât suntem credincioși, iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Înțelepciune, ca sub stăpânirea Ta totdeauna fiind păziți, Ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Hristos a înviat din morți. Să-L pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pe poporul român drept de pretutindeni să-L pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pe frații noștri preoți, hieromonahi, hierodiaconi, diaconi, monahi, monahii, pe toți bisericii și călugăresc să-L pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pe adormiții suferinții epatiari ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Iustin și Teoptist, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pe fericiții și pururea pomeniții ctitorii Sfânt Lăcașului acestuia, pe alți ctitori, miluitori și binefăcători de Sfânt Lăcașul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pe ostașii români, căsuțiu de cuplă de luptă pentru apărarea țării și slava Sfintei noastre biserici, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri, pe cei pentru care s-au adus vii sau adormiți, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pe cei adormiți în neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, soți și soții, pe fiecare credinie cu noi, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți, drept păritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Iosif cel cuvânt, de pe urmă, tot urmă, miresc menorul Domnului, la un pus,
mare cu stanul care ce vă dăm și ce n-ați în Dumnezeu nostru. Pe Tatăl, cel ce vă știu, ce sunt puse înainte Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu, intră și se roagă între sa Domnului, să ne rugăm. Ca să fim izbăviți noi de tot în cazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Foarte desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor sufletelor și trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cerem. Cea mai multă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pocăință, au săvârșit, de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoare judecată a lui Hristos să cerem. Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântată, amărita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prea sfântă, născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne! Lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Dumnezeu ne-a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu prea Sfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amen.
cântare de biruință cântând strigând, glas înălțând și grăind. Pace este de ce te treci în timpul doar. Amen.
pentru preasfânta, curata, prea binecuvântată, mărita, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și bună fecioara Maria. Adevărului tău. Pe toți și pe toți.
cinstitul și de mare cuvință, numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și purea și în vecii vecilor. Mirele mare lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, cu voi, cu toți. Pe toți sfinții, pomenindu-i iarăși și iară cu pace Domnului, să ne rugăm. Pentru cinstitele daruri ce s-au dus și s-au sfințit Domnului, să ne rugăm. Iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, cercilor impedențele, în Sfântul cel mai preț de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, într-un miros de bulmireasmă duhovnicească, se trimite nouă Dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izoliți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. Dumnezeu de pace, credincios, îndreptător, păzitor sufletelor și trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Dumnezeu de pace și greșile noastre, de la Domnul să cerem. Și pace lumii de la Domnul să cerem. În pace și după pocăința o să vârșim de la Domnul să cerem. Creștinesc vieții noastre, fără durere, neîncruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, să cerem. Mirea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră în Hristos, Dumnezeu să o dăm. Și ne pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de o sândă, să putezăm a te chema pe tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată, și a zice, ești în cerul, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zile, iată nouă greșeală,
și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace tuturor. Capetele voastre, Domnului, să le plecați. Ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Oh,
Amin. Pentru ce căutați pe cel viu între cei morți? Nu este aici, iată locul unde fusese așezat. Iubiți credincioși, Duminica Mironosițelor, Duminica aceasta foarte importantă a mărturisirii despre învierea lui Hristos, este pentru mine personal ziua femeii. Este o zi deosebită pentru că ni se arată mai mult decât într-o mișcare feministă, care este adevărata poziție a femeii față de bărbat și invers. Am vorbit de foarte multe ori despre faptul că atunci când mironosițele femei au venit să-și continue ceea ce începuseră înainte de înviere, adică știau că dacă nu au terminat operațiunea de a unge cu mir trupul Domnului, pentru că urmau Paștile evreiești și nu puteau să continue lucrarea de a așeza trupul în mormânt complet îmbălsămat, au venit dimineața la mormânt ca să-și continue treaba. Nu recunoașteți această atitudine? Nu recunoașteți faptul că dacă de cu seară am avut musafiri și s-au prelungit până la ore târzii, nu vedeți în femeia de lângă dumneavoastră că este soție, că este mamă, că este bunică, că dimineață prima grijă este să nu plece de acasă chiar la serviciu până când nu rezolvă situația. Ei, vedeți că atitudinea aceasta are o latură binecuvântată de amintirea acestui eveniment al venirii la mormânt a mironosiților femei. Pe de altă parte, niciodată nu rămâne soția cu gândul că dacă a venit de la serviciu, vine acasă și răsfăiește ziarul. Nu o să vedeți lucrul ăsta. Niciodată nu există în preocuparea femeii să spună eu până aici am făcut și de acum înainte îmi văd de ale mele. Dar pentru că nu s-a înțeles chiar atât de bine, am spus și despre faptul că tot femeia, tot această gospodină,
tot această mamă, tot această soție, tot această iubitoare bunică are o problemă. Anticiparea necazului. Vreau numai în câteva cuvinte să vă mai aduc aminte câte ceva, după care trecem la tema de astăzi. Anume, plecau mironosițele femei și ziceau una către alta. Așa ne zice Sfântul Evanghelist Marcu și apoi și Sfântul Evanghelist Luca. Ziceau între ele, oare cine ne va prăvăli nouă piatra de la ușa mormântului? De ce? Pentru că știau că la mormânt se așezase o piatră foarte mare de către armata romană, astfel încât noaptea nu cumva să vină ucenici și să-l fure pe Iisus și să zică că a înviat. Ei, ce să vezi, Doamne, să ne fălim cu mortul, după aia că nu mai e acolo și gata, a înviat. Cine ar fi putut să ducă mai departe mii de ani credința într-un mort? Să fim serioși. Și ele știau, va să zic că era o piatră foarte mare. Și toți se gândeau, ce facem acum? Nu ne ducem. Dar vedeți că nu s-au oprit să zică, băi, acasă, că ce, acolo e o piatră zdravă, nu avem cum să ne ducem. Sau hai să venim cu altcineva să ne ajute să o dăm la o parte. Nu. Dar se gândeau. Anticipau necazul, cum am mai zis eu, am tradus așa în termenii noștri. Și când au ajuns acolo, ce să vezi, piatra era dată de la ușa mormântului. Nu ne recunoaștem pe aici? Trebuie să ne uităm în jurul nostru și ne recunoaștem și pe noi. De câte ori nu zicem noi, aoleu, dar cum o să trec peste asta? Și când ajungem în fața pericolului, el nici nu mai există. De ce să anticipăm necazul? Ca să ne facem rău singuri. Chiar cineva cu care ne rugam de ani de zile pentru a ieși dintr-un anumit bucluc, eu fiind așa optimist în felul meu, dar nu optimist de ăsta așa zâmbitor și plutitor prin aer, nu, mergător pe pământ și înțelegând care e tot mersul societății, i-am zis de la început, gata, problema asta e rezolvată, ca să îl destind pe om și să-l las să vadă și el că, într-adevăr, situația s-a rezolvat. Ei, nu. După ani și ani când a constatat că, într-adevăr, e rezolvată problema și așa va rămâne, mi-a zis, zice, dacă vă ascultam, puteam să fiu și eu fericit în ultimii ani. Păi zic eu, ce tot ți-am spus? Dar nu mai discutăm despre trecut, acum discutăm despre viitor. Nu cumva să se mai întâmple lucrul acesta, gata, măcar să învățăm lecția. E, cam acestea sunt lucrurile despre anticiparea necazului. Dar acum vine adevărata problemă. V-am mai spus odată despre cineva care venind seara spre întuneric acasă, a pierdut cheile de la mașină. Și intrând în casă, le-a scăpat din mână și până să se dezmeticească el, s-a luat lumina. Și a rămas un pântuneric să caute cheile. A căutat ce a căutat când și-a dat seama că luminatul stradal nu se oprise și era lumină afară. A ieșit bine mersi afară și a început să caute. A venit un vecin, l-a ajutat și el, dar ce ai pierdut? Păi ce cheile de la mașină? Da. Văzând că totuși întunericul se lasă bine, nu mai era atât de suficientă lumina după stradă, vecinul și-a tras mașina, a prins farurile și-au căutat, zice, da, zi și mie așa, măcar cu aproximație, cam pe unde le-ai pierdut? Le-ai pierdut, da. Zici că ți-au căzut din mână, n-ai simțit așa, măcar zi o marjă de eroare, 5 metri pătrați, 6 metri, măcar să căutăm. A, zice, nu. Cheile le-am pierdut în casă. Păi și de ce le cauți aici? Aici era lumină. Acum, dincolo de anecdotica aceasta, vreau să vă spun adevăratul sens al povestioarei. Nu trebuie să căutăm lucrurile acolo unde le-am pierdut. Trebuie să căutăm la lumină. Astăzi, femeile mironosițe au venit la mormânt să caute ceea ce nu mai era acolo. Niciodată ceea ce pierdem, zicem noi că pierdem, nu se mai află în locul în care le-am pierdut. Acum nu vă gândiți strict la cheile de la mașină. Gata, astea au fost decât un prilej. Orice lucru în viața noastră pe care noi credem că l-am pierdut, să zicem o șansă, un examen, un post, un coleg, nu trebuie să fie căutat în locul în care credem noi că l-am pierdut, ci să căutăm mai întâi locul luminat. Locul
în care putem să ne găsim inclusiv pe noi înșine. În momentul în care vom găsi locul acela luminat, cu siguranță că vom constata că, de fapt, noi căutam pe cel viu între cei morți, exact cum zice Îngerul astăzi femeilor milonosițe. Sunt lucruri pe care nu trebuie să le mai căutăm pentru că nu mai avem nevoie de ele. Sunt lucruri pe care trebuie să le dăm la o parte pentru că ele reprezintă balastul din acela noastră și nu putem să ne ridicăm mai mult. Să căutăm locul luminos. Și o să spuneți, bine, dar unde e locul luminos? Tot în noi este. Tot în mormântul în care femeile știau că au pus acolo un trup pe care peste două zile le va fi îngăduit să-l îmbărsămeze cu adevărat, tot acolo au găsit lumină. Dar n-au găsit ce căutau ele. Ele căutau un trup mort. Ca să zicem așa, obiectul muncii. Nu poți să îmbălsămezi altceva decât un trup care nu mai are viață. Și ce au găsit acolo? Au găsit lumină. Și acolo au început căutarea. Căutarea sensului. Căutarea noii posibilități de a se face utile. Din acel moment, femeile și-au dat seama că utilitatea lor, pentru care probabil se pregătiseră, probabil că citiseră suplimentar cât să pună mir de nard, cât să înainteze cu îmbibarea în giulgiul de in curat, și și-au dat seama că tot ceea ce învățaseră nu mai folosea decât ca experiență. Și acum căutau noul sens al misiunii lor. Asta înseamnă regăsire. Pentru că sensul Evangheliei de astăzi, al Duminicii de astăzi, este acela că noi ne pierdem vremea căutând ceea ce am pierdut. Ceea ce am pierdut nu trebuie căutat. Dacă va fi nevoie în viața aceasta de ceea ce am pierdut, va ieși el la lumină. Și într-o nouă lumină, într-o nouă strălucire și mai ales dând un nou sens vieții noastre. Este o vorbă românească și spune cam așa: de ce cauți potcoave de cai morți? Nu vreau să insist. Înseamnă că ceea ce credem noi că e de căutat, noi deja am găsit. De-altminteri, fericitul Augustin spune frumos despre relația lui intimă cu Dumnezeu și zice: nu te-aș fi căutat dacă nu te-aș fi găsit. Nu mai fi căutat dacă nu te-aș fi găsit. Acesta este marele sens al căutării. Dar vorbeam la început despre o poziționare a femeii vis-a-vis de bărbat. Nu neapărat ca să se simtă, să ne simțim noi bărbați într-un anumit fel astăzi, am să spun că duminica aceasta a mironosițelor, care vine după Duminica Tomii, vine să îmbunătățească scorul. Adică, dacă zicem așa, dintre bărbați a găsit biserica de cuviință să prezinte un eveniment care ne cam scade la punctaj nou așa. Deci noi începem după Paști cu îndoiala lui Toma, geamănul nostru, și femeile încep cu un punctaj maxim prin mironosițele femei care au înfruntat inclusiv gândul că s-ar putea să ducă degeaba și tot s-au dus pentru a-și face o datorie pe care ele o considerau că trebuie făcută. Mergând mai departe, de ce credeți că biserica a respectat această ordine? Tocmai pentru faptul că, deși lângă Mântuitorul erau întotdeauna ucenici bărbați, aflăm multe cazuri în care atunci când a fost ospătat și primit în casă, Marta și Maria, surorile lui Lazar, l-au primit. Probabil că Lazar era numai cu urechile aproape de Mântuitorul, dar Maria era cea care pregătea ospățul. Ei, mergând mai departe, când a venit momentul răstignirii, în afară de Ioan, care pe românește avea pile la Ierusalim, așa zice în Sfânta Evanghelie, nu cu cuvintele astea, zice că era cunoscut dregătorului, adică
Era omul de-al casei, n-avea frica aia, dacă mă prinde, nu știu ce-mi face. Lasă că mă scapă cineva. Și chiar nu ascunde biserica această realitate și e bine că nu ascunde. Și mergând mai departe, în afară de el, nu mai era nimeni. Bine, Sfântul Ioan Evanghelistul a rămas și pentru faptul că Mântuitorului îi promisese că va avea grijă de mama sa, adică de Maica Domnului. Ei, nu neapărat țin să vă prezint pe bărbați ca cei care fug atunci când este ceva de făcut, dar așa este. Și nu vă vorbesc că acum uitându-mă la unul sau nu, mă uit în oglindă. Mă uit în oglindă. Și când vin eu acasă și chiar dacă mai rămâne câte ceva de făcut seara, să știți că soția nu vine să doarmă până când nu e gata totul. Deci, nu vă spun să arunc pe cineva vina, ci pe mine. Dar o fac de fiecare dată cu dorința să mă schimb. Nu mi-a ieșit până acum, dar eu nădăjduiesc că, v-am spus, ținta mea e să trăiesc veșnic, că poate sunt în grafic. Poate că mi-ajută Dumnezeu să vă dau și mărturie despre faptul că am reușit. Până acum n-am reușit mare lucru. Dar mă străduiesc. Recunosc și uite și în fața Marii Adunări că așa stau lucrurile. Dar hai să vedem cum se poziționează bărbatul față de femeie și femeia față de bărbat. A să zic că am lămurit-o, pe asta cu ascunzișul e clară. Dar, dincolo de toate, nouă trebuie să ne intre un singur lucru în cap. Că una suntem. Taina cununiei face din două trupuri unul singur. Asta înseamnă că în zadar ne ostenim să căutăm fișa postului femeii cu fișa postului bărbatului. Eu cred într-o singură fișă a postului, care este a familiei. Că femeia este foarte serioasă și o ia în serios, asta e altă treabă. Cinste dumneavoastră. Că bărbatul de multe ori deja e învățat, adică pe românește ticăloșit cu această idee și se lasă, cum zice românul, mai pătânjală, asta este alt lucru. Dar să știți că există și situații în care intrăm și noi, nu de multe ori, dar măcar cu gândul așa că din când în când mai mângâiem pe cea de lângă noi și recunoaștem că n-am făcut tot ceea ce puteam să facem. Va să zic că nu este de despărțit bărbatul de femeie ca să vorbim despre drepturi și îndatoriri, pentru că dacă facem așa, vom despărți fișa postului de care v-am spus, care nu poate să fie despărțită. Toate trebuie făcute. Acum, dacă noi avem deja această situație de a ne vedea numai pe noi doi, nu mai vezi acum bărbat și femeie, trebuie, bă, eu și cine e lângă mine. O să ziceți că i-am expus pe călugări? Nu, nu i-am expus. Pentru că ei s-au unit cu biserica. Acum biserica vine, în sensul că și biserica are fișa postului cum are o femeie în viața de zi cu zi a societății civile. Adică biserica îți aduce credincioși, biserica ți-a rânduit slujbe, femeia, din viața monahului. Ei trebuie să facă partea cealaltă. Și vedeți că acest paralelism mi-a dat mie de înțeles că, de fapt, noi una suntem. Pentru că omul nu este făcut bărbat și femeie separat, ci este bărbat și femeie deodată. O să ziceți că am luat-o puțin așa mai pe ocoliș de Evanghelia de astăzi. Nu este așa. Pentru că, eu vă spun din experiența mea modestă duhovnicească, am constatat că dacă într-o familie nu se înțelege faptul că nu ne mai putem despărți din ceea ce e de făcut, urmează o perioadă de mare, mare problemă pe care, să vă spun și statistica mea personală, am constatat că 99% din cazuri femeile le rezolvă. Prin răbdare, prin așteptare, prin îngăduință, prin uitare. Dar asta nu înseamnă că nu există și în partea altă. Eu v-am zis decât și 1% ăla e destul de important că există. Adică nu este ceva pe care rezolvă numai o anumită parte. Nu. Pentru că, să știți, am văzut și foarte mulți bărbați care dau cu aspiratorul și gătesc
și multe dintre soțiile lor sunt în partea cealaltă cu o carieră pe care nu pot lăsa în altă parte. De-al minteri, ați auzit și de concediu de paternitate, așa că nu mai discutăm. Și de prenatal și de postnatal, nu e nicio problemă. Nu mai contează acum cine naște, e important că s-a născut într-o casă copilul ăla și dacă un părinte se consideră că ar fi mai bine să rămână acasă cu copilul decât să se ducă pe 2 lei să facă cine știe ce, bineînțeles că acceptă varianta aceasta. Mesajul Evangheliei de astăzi, fraților, acesta este. Să nu credem că ceea ce trebuie să facă unul, trebuie să facă numai unul. Trebuie să facă amândoi. Și dacă avem răbdare, vom găsi cu siguranță acest înțeles mare. Dar, din păcate, sunt aceste două mari probleme. Anticiparea necazului, prin faptul că ne gândim, dar nu mai vine ăsta acasă. Ăsta a plecat, nu e adevărat. Trebuie să avem răbdare, o răbdare activă însă, nu așa stând cu ochii numai în sus, pentru că nu de acolo vine, că n-a plecat acolo. Bă, dacă a plecat la Domnul, e altceva. Dar dacă a plecat la Doamna, trebuie să ne uităm în altă parte. Și atunci trebuie să fim foarte atenți, nu cumva să credem că noi o facem pe a noastră și e pe a lui. Nu, trebuie să fim foarte, foarte atenți cu ce se întâmplă în jurul nostru. De aceea astăzi, femeile mironosițe ne dau o lecție. Și nouă, dar și vouă. Aceea a insistenței, a plecării de acasă chiar cu conștiința că pleci degeaba. Ați făcut vreodată lucrul ăsta? Cred că da, măcar o dată. Să plecați de acasă de acum înainte nu măcar o dată, ci de fiecare dată când credeți că ați plecat degeaba. Nu! Dumnezeu vă va respecta tocmai această plecare de acasă ca să faceți ceva, deși știți că n-aveți cum să rezolvați problema. Vă imaginați să plece 5 femei și să aibă în față o jumătate de munte. Și ele totuși n-au zis, băi, știți ce, hai să rămânem la o cafea, să povestim una alta. Ne ducem degeaba acolo. Nu! Vom vedea la fața locului și că, uite că au văzut. De ce nu vrem noi să înțelegem că lucrurile sunt așezate deja și că noi trebuie numai să facem pașii pe care trebuie să-i facem, fără gândul că îi facem degeaba. Pentru că niciodată un efort nu este făcut degeaba. Iubiți credincioși, mulțumim mironosiților femei care ne-au dat această lecție și ne-au învățat ce strategie de viață trebuie să avem ca să putem să depășim orice necaz. Și până la urmă ne-au spus că necazurile sunt numai în capul nostru. Ele s-au rezolvat de mult. Trebuie să le scoatem, adică să nu le mai căutăm acolo unde le-am pierdut, ci să le căutăm la lumină. În momentul în care vom găsi lumina, vom găsi nu numai ce am pierdut, vom găsi și ceea ce nu am pierdut, adică pe noi. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul Dumnezeu cel viu, care venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Încă cred că acesta este prea curat trupul tău și acesta este cinstit sângele tău. Deci, mă rog, ție miluiește-mă și iartă greșelile cele de voie și cele fără de voie, cele cu știință și cu neștiință. Și mă veducește ca fără de o sfântă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, Doamne, spre care păcatul meu este viața de veci. Amin. Cinei tale, celei de taină, astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș, mă primește. Căci nu vă spune vrășmașilor tăi, taină, da, nici sărul care se ruga ca Iuda, ci ca tâlharul lui Sfânt, mă știu ție. Pomenește-mă, Doamne, cum pe mine Tu ție. Nu spre judecată sau spre o sândă să fie mie împărtășirea Sfintelor Tale taine, Doamne, ci spre tămărirea sufletului și a trupului. Amin.
binecuviește Dumnezeule poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Fricoșătoare lui Hristos, taine cu vrednicie, să mulțumim Domnului. Miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, ferindu-te pe noi înșine și unii pe alții, și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu, să o dăm. Că Tu ești ființirea noastră și ție slavă, ție-n Tatălui, și Fiului și Sfântului Duh, acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace să ieși. Domnului să ne rugăm. Doamne, ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce înregistru cu Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Prin bisericii Tale păzește-o. Sfințește pe cei ce iubesc podoba casei Tale, Tu pe aceștia îi preamărește cu dumnezeiască puterea Ta și nu lăsa pe noi cei ce rădăjim cu Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților și tot poporul Tău, că tot în cea bună și Doamne de săvârșit de sus este pogorâmea trebuie luminilor și ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Hristos a murat. Hristos a murat. Hristos a murat. Hristos a Domnului să ne rugăm. Doamne, cel ce-ai plinit toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade, câte sunt ala și hrana noastră, care pe cei de Tine și pe Danii care erau în Babilon, din semințe arătate mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări, însuțindu-l tot bunurile împărate și aceste semințe cu multe feluri de roade, le binecuvintează și sfințește pe cei ce urmă întrânsele că ceea ce spre slava Ta și spre cinstirea Sfântului Ierarh Nicolae s-au pus în lumea Tăi, încă și spre Părinea Cioi s-o stătășind într-o dreapta credință. Și dăruiește bunul Cel ce-au făcut acestea
toate bunătății cele veșnice, pentru rugăciune preacuratei, prea binecuvântatei, stăpânei noastre de Dumnezeu, născătoarei și ale tuturor sfinților care din veac au binevăruție, că s-a binecuvântat numele Tău și s-a preaslăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Și cu asta iubire de oameni totdeauna, acum și pururea, și el în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție! Ale Sfinților și întru tot lăudașul apostoli, ale Sfântului Ierarh Nicolae, urmitorul Sfântăcașului acestuia, pentru rugăciune Sfântului Sfântului de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit, pentru rugăciune Sfântului Apostol Iacob al Zebedeu, pentru rugăciune Sfinților, dreptilor, dumnezeieștilor, părinților, principale și tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, mântuiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Hristos a înviat! Mulțumesc foarte mult pentru atmosfera pe care ați creat-o și mi-ați dat posibilitatea să mă desfășor liturgic în fața dumneavoastră. Știți că am și eu câteva puncte stabile. Adică, întotdeauna vă pregătesc că atunci când plecați de aici și vă iau în primire cei din partea cealaltă, să zicem așa, mai ales că am și acum câțiva reprezentanți ai presei de școli, nu mai vorbesc că și fetele mele tot presă au urmat. O să vă întrebe frații de la presă, poate pe mine cineva și vă prinde mâine cu micul în gură și vă întreabă ce e astăzi, fraților. Ați auzit de obiceiul acesta de a ieși la iarbă verde de 1 mai. Eu unul personal v-am mai zis de câteva ori, dar cred că sunteți și dintre cei care nu erați pe aici când vorbeam eu, și anume, de Armindeni, ați auzit? Da. Armindeni vine de la Sfântul Ieremia pe care noi îl prăznuim mâine. Și se numește A Ieremiei Deni, de la frații noștri slavi. Da. Nu zic neapărat din răsărit, că de acolo vine soarele. Ziua Sfântului Ieremia. Dacă vă întreabă cineva mâine sau astăzi, ce e aia Armindeni de ieșim la verdeață, să le spuneți despre prorocul Ieremia. Dar vă întreabă de ce se prăznuiește așa? Pentru că, în tradiția populară românească, românul nostru Neaoș a fixat câteva noțiuni foarte interesante.
vis-a-vis de, de sănătate și de ieșirea în aer. Zice românul așa, avem voie să stăm pe pământ în lunile care nu au I. Prima dintre aceste luni, pardon, lunile care nu au R. Prima dintre aceste luni este mai. A doua iunie, iulie, august. Acestea sunt lunile în care părinții noștri înainte vreme ne-au spus că nu avem nicio problemă dacă stăm pe pământ direct sau pe pătură. Acum nu știu dacă veți auzi totuși că n-am dreptate să le spuneți celor care vă vor spune așa, că vă vor da exemplu despre câțiva care o să răcească la vama veche. Și le ziceți, aceia au venit de la 29 aprilie și avea râd. Dacă noaptea asta dorm acolo, cu siguranță că nu mai răspunde ei. De mâine încolo, da, sunt aici. Mâine fără râd. Am ținut neapărat să vă spun lucrurile acestea, pentru că de cele mai multe ori cădem în ridicol atunci când facem ceva, dar așa că românește ca oile. Să știm măcar că există o cât de mică legătură între tradiția populară și tradiția bisericească. Biserica, să știți, și creștinismul în general, nu a venit așa pe nimic. A venit pe ceva, pe niște tradiții pe care le-a încreștinat. De aceea vă spun întotdeauna care este legătura între brad și Moș Crăciun, între miel și iepuraș, dacă ați auzit urechi de auzit pe la radio când v-am vorbit despre iepurașul acesta pe care toată lumea creștină, chipurile îl repudiază și n-au de ce, pentru că e vorba de o tradiție anglosaxonă, una germană, care vorbește încă din 1590 despre o anumită zeitate care în timp s-a creștinat, să zic așa, iar despre iepuraș numai un cuvânt am să vă spun, ca nu cumva să vă rămână în cap, că a văzut cineva că am împărțit niște iepurași. Dom'le, dar nu scapă deloc. Acum, înainte vreme, toți studenții mei care vedeau câte ceva la mine și simțeau ei că ar fi prilej de a mă smulge de aici, se duceau și mă spuneau pocolo-pocolo, până când ajungea la Părintele Serie. Și mă spovedeau acolo și se uita Părintele, v-am zis, altă dată puțin așa la mine și mă întreba, zice, iar am aflat câte ceva. Apropo de zilele acestea de 1 februarie este Sfântul Trifon. Și Sfântul Trifon, la acatist, are o rugăciune pentru că el este ocrotitorul agricultorilor. Și bineînțeles că, ca orice agricultor celebru, mai ales tatăl lor, să zic așa, se lupta cu gângănile, cu șoareci și șobolani. Și în rugăciunea respectivă sunt tot felul de gângăni și m-au pus în poveste, frații noștri, la Părintele Arsenie, și că nu știu ce e cu Părintele, că deci, dumneavoastră nu v-ați recomandat, dar că a început să roage pentru gândaci, căci... Și am întrebat Părintele, dacă am când auzit și am făcut da, zic, da, știu de ce, da. Zic că am făcut rugăciunea Sfântului Trifon. Ho, 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 l-am înveselit cu Părintele. M-am bucurat tare mult. Și la fel m-a văzut cineva că am dat, printre altele, copiilor de pași și niște iepurași astea de ciocolată. Oh, ce pofi copății! Să vă spun ceva. Există o tradiție conform căreia a fost rugată o zeitate la început să vindece o pasăre prin luna martie-aprilie, cam prin postul mare, să zic așa. Era cu aripa ruptă și a încercat viața zeitate să o vindece, dar n-a reușit decât într-un singur fel, să o transforme în iepure. Acum, după ce s-a făcut bine, arăta ca iepure, dar tot pasăre rămăsese și oua, dar oua, ouă roșii. Dacă vă mai întreabă cineva despre iepuraș și nu o să știți povestea asta, să știți că mă supăr. Să mă sunați imediat să vă spun, pentru că nu aș vrea ca să creadă cineva că noi adăpostim aici cine știe ce lucruri. Apropo de adăpostit, era o tradiție mai veche, în noaptea de Paști se aduceau cocoși care să aducă aminte lui Petru că s-a lepădat. Și ce făceau? Păi aduceau niște bătrânele, mi le aduceau un altar. Ei, m-au văzut frații.
studenții mei și m-au dat în primire după Sfântul Serie. Că sunt păgân, că bag orătării în altar, cum fi copății, și a zis, părinte, uitați așa, ia m-a luat părintele la rost. Și nu m-am explicat, zic, dacă ziceți să nu mai fac, nu mai fac, nu e nicio problemă. Zice, frate, decât să-i smintești, mai bine lasă și faci. Dar obiceiul există și dacă cineva insistă, o să-i spun că poate să o facă în altă parte, dar aici nu. Că aici am promis Părintele Vasilie că s-a încheiat această lucrare. Dar ce vreau să vă spun este următorul lucru. Nici o fărâmă, nici o iotă și nici o cirtă din ceea ce facem noi nu este lipsită de simbolism sau de o explicație creștinească. N-am dat-o noi. Explicația este venită de mult și de aceea poate că pe mulți îi deranjează și faptul că vă mai povestesc și din ce fac eu pe acasă. Și nu, eu să știți că vreau să vă spun un lucru general, că sunt preot tot timpul și asta vreau să vă spun mereu. Sunt preot și când mă vedeți aici îmbrăcat în reverendă și când mă vedeți cătând iarba și tot timpul sunt. Și așa este și cu orice lucru pe care îl facem. Este un lucru creștinesc. Așadar, mâine vă veți bucura stând pe pătură dacă se va întâmpla să răciți, să veniți la mine să vă dau Fairfax. Acum mi-asum și eu. Dar eu nădăjduiesc că poporul nu degeaba a zis că lunile fără râu puteți să stați pe pătură, pe pământ. Dacă vă întreabă cineva de armindeni, acum aveți și răspunsuri. Așa că eu sunt tare fericit că am lângă mine oameni care să dea răspuns celor care poate nu știu sau poate se fac că nu știu și întreabă așa numai din adins, zis de amorul artei, ca să vă prindă nepregătiți. Să vă dea Dumnezeu zile frumoase și aș vrea să închei cu mulțumirea pe care trebuie să o aduc personal bunului Dumnezeu pentru vremea pe care ne-a trimis-o, mai ales ceața aceea care mi-a alungat din parcarea din fața casei pe toți rocherii și n-am auzit zilele astea niciun rit de tobă. Doamne, îți mulțumesc, țin-o așa, nu știu ce să facem cu Antoldu, dar eu știu sigur că piatra e dată la ușa mormântului. Pentru că zona în care locuiesc este chiar ca un mormânt, dar nu e în sensul bun al cuvântului. Adică n-are decât o ieșire și aceeași și intrare. Poate dă Dumnezeu ca cei care au urechi de auzit să mute cu vreo 500 de kilometri Antoldu într-o pădure liniștită, că mă bucur și pentru ei, să știți. Dacă ei se mută, să știți că mă rog la Dumnezeu ca în perimetrul acela să dea soare și chiar să nu mai apună soarele 48 de ore cu ține sau, mă rog, și cu repetiții cu tot, dau de la mine tot, dar numai să se ducă, să se bucure și ei, așa cum m-aș bucura și eu de absență. Știți că există persoane care te bucură prin prezență, știi, e o lumină, așa, altele care te bucură prin lipsă. Te bucur că nu e. Să vă dea Dumnezeu sănătate. La mulți ani și spor în toate.